Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovski, a anunțat că patinoarul artificial se redeschide astăzi de ziua Bucovinei. Toți cei care iubesc să patineze o vor putea face și în acest an pe patinoarul Areni, a transmis Lucian Harșovski. El a precizat că prețul biletului rămâne același ca în anii trecuți, 9 lei pentru adulți și 5 lei pentru elevi sau studenți. El a adăugat că programul este de marți până duminică, marți și miercuri între 16 și 19.30, joi și vineri între 13.30 și 19.30, sâmbătă și duminică între orele 11 și 19.30. Luni, fiind o zi specială pentru toți sucevenii, ziua Bucovinei, patinoarul va fi deschis începând cu 13.30, iar intrarea va fi liberă.